Aproximativ 70% din totalul exporturilor moldovenești a avut ca destinație piața Uniunii Europene anul trecut, cu 20% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, livrările de mărfuri în CSI continuă să scadă această piață, ajungând în prezent la o cotă de 15%. Așadar, exporturile de mărfuri din Moldova au ajuns la aproape 2,5 miliarde de dolari în primele 11 luni ale anului trecut, fiind în creștere cu 13,5%. În aceeași aceeași perioadă, importurile au crescut cu 20%, însumând peste 5,2 miliarde de dolari, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Jumătate din importuri provin din statele UE, iar un sfert din CSI. România este cel mai mare partener comercial al țării noastre, cu un volum al schimburilor de peste 1,5 miliarde de dolari în primele 11 luni ale anului trecut, urmată de Rusia cu 837 de milioane, Germania și Italia cu câte aproximativ 650 de milioane de dolari. Rusia a borit pe locul 4 ca destinația exporturilor moldovenești după România, Italia și Germania.